Familia Sturza e suficient de veche. E familie de origine românească. Bineînțeles că pe parcurs s-au amestecat și cu de ce și sânge grecesc și alte. E mai veche de 1600, dar în orice caz de la 1600 continuitatea e clar stabilită. Chestia e că pe vremea lui Cantemir, lui Dimitrie Cantemir, au fost doi frați Sturza care l-au susținut pe Dimitrie Cantemir și cu consecințe, mai ales pentru unul din frate care a stat destul de mult în Rusia cu Cantemir până a reușit să se întoarcă. Deci, de acolo, din cei doi frați, tot sturzește actual, ne tragem din unul din cei doi frați. Sau, ca să începem discuțiile, începem de la tatăl celor doi frați, Chiriac. Un nume care nu s-a mai repetat, așa că când încep să vorbești din cine te tragi, încep de la Chiriac, chiar dacă mai ai trei generații înainte. Într-adevăr, suntem mai apropiați de Ioniță Vodă decât de Mihai Vodă. Mă rog, cel mai cunoscut din strămoșii mei în secolul XIX a fost Vasile Sturza, care a avut un rol important la Unire. Adică s-au terminat domniile pământene cu Știrbei Vodă în Muntenia și Grigore Ghica în Moldova, după care au venit guverne provizorii, se chemau căi măcămii sau locotenență domnească. Și după ce au fost doi locuri, un caimacam care a murit în timpul administrației lui, următorul Vogoride care a fost demascat că face niște porcării, după care s-a numit, de fapt așa era legea, că trebuie să fie o căimăcămie de trei, nu cu unul singur. Și strămoșul meu Vasile Sturza a fost unul din caimacami care a ocupat postul puțin din octombrie 58 până la 5 ianuarie 59 la alegerea lui Puza, dar a reușit să dezică împreună cu, în special, erau din trei, doi au fost unioniști, Vasile Sturza și Atanasie Panu, să dejoace toate intrigile antiunioniștilor și în special a austriecilor și a turcilor. A reușit să facă alegeri libere și astfel au fost suficient unioniști în adunarea electivă care să-l aleagă pe Cuza. Cu o combinație suplimentară, principalii rivali antiunioniști era Mihai Vodă și cu băiatul lui Grigore. Băiatul lui Grigore, cel puțin pe față, dar se pare că schimbase opiniile și zicea că și el susține Unirea. Dar majoritatea unioniștilor n-aveau încredere în el și, certându-se tatăl cu fiul, a ajutat să fie ales Cuza. Vasile Sturza a fost după aia sub Cuza foarte scurt timp prim-ministru al Moldovei, pentru că Unirea definitivă s-a făcut de-abia în 62, deci încă au fost guverne separate la Iași și la București. Și după ce s-a făcut Unirea definitivă, Cuza l-a numit președinte a Înalții Curs de Casație. Adică Cuza n-a vrut să facă să păstreze două curs în altă curte, deci Curtea Supremă
și a amânat până a făcut unirea definitivă și a reușit să facă și o înaltă curte de casație unică. Și a rămas președinte pus de cuză la înaltă curte și pe urmă în continuare încă 2 ani și sub Carol. Străbunicul meu, deci băiatul lui Vasile Sturza, Radu Sturza, a fost în diplomație. Străbunicul Rosetti a fost istoric, în special istoric a problemelor țărănești. A scris niște cărți în care arăta greșelile făcute de boieri și drepturile țăranilor și... Începuse cu o lucrare concepută ca o lucrare foarte vastă despre pământul sătenii și după răscoala din 1907 și începuse, o luase de la începuturi. A zis că e cazul să schimbe macazul oarecum și a trecut la perioada imediată și a scris alt volum foarte documentat pentru ce s-au răsculat țăranii, care, bineînțeles, a fost foarte înjurat de alți boieri. Bunicii mei au fost Constantin Sturza, magistrat și pe urmă avocat, și Radu Rosetti, ofițer, colonel în timpul Primului Război Mondial, comandant de regiment, rănit în lupta, una din chestiile laterale a luptelor de la Mărăsești, în lupta de la Răzoare, rănit la picior, a rămas cu un picior mai scurt cu vreo 4 cm. Și la sfârșit atașat militar la Londra, imediat după Primul Război Mondial. Bunicul Rosetti a fost și președinte la... vicepreședinte sau președinte de ora, nu mai știu exact, nu președinte prin, dar în orice caz la Crucea Roșie, cu activitate acolo, a fost și director a Muzeului Militar și ca istoric militar a ajuns și membru al Academiei și director al Bibliotecii Academiei. Pe vremea aia se chema conservatorul Bibliotecii Academiei, cu locuință de serviciu la Academie. În timpul războiului ăsta, alt tata era marinar și era la Constanța și mai mult pe mare și maică-mea stătea cu taică-sul la Academie. Așa că aș putea zice, de fapt m-am născut la spital, dacă m-am născut la Academie. El a fost și ministrul învățământului sub Antonescu, un an de zile. Adică după rebeliunea legionară, l-a chemat, el avea relații, colaborase cu Antonescu în Primul Război Mondial, de fapt Antonescu în Primul Război Mondial era puțin sub bunică mea și Antonescu îl cunoștea bine și știa și ca istoric intelectual și l-a chemat să fie ministrul învățământului. Și a refuzat un timp până când l-a convins Antonescu că dacă nu face ordine, nemții îi bagă pe legionari și o să fie dezastru. Era destul de rigid și copilărise împreună cu bunica mea Sturza la Târgu Ocna, adică era o prietenă în copilărie. Ca de altfel și bunicele muntence, bucureștence, erau și ele prietene din copilărie. A trebuit vreo 3 săptămâni după ce a făcut Antonescu guvernul până l-a convins să preia și el postul. Și în noiembrie 41 și-a dat și demisia ca ministru învățământului și culturii. Legionarii scoseseră pe evrei din învățământ și așa. El a aranjat ca nu să-i bage înapoi în școli, dar să aibă școli proprii. Școli proprii au avut evreii până la nivel universitar.
Și după, în 45, au putut să-și continue studiile. Asta a fost inițiată de bunica mea, mă rog, au continuat și ceilalți care au venit după dânsul. Dar ceea ce n-a împiedicat ca după război să fie arestat ca criminal de război. A fost arestat în 46 și eliberat cu, cum se cheamă acum, hotărâre de neurmărire penală, NUP, termenul actual. S-a văzut că n-a fost vinovat de nimic și că tocmai apărat pe evrei și alte acuzații care s-au adus acuzații că a furat material didactic din școlile din Rusia sau Ucraina ocupată. A fost categoric împotriva acestor măsuri. Într-adevăr, au fost luate materiale didactice și din școlile rusești, le-a ținut împachetate cum au venit și după 23 august le-a predat rușilor imediat intacte. Și de fapt cred că asta a fost și unul din motivele care și-a dat demisia. După 48 a fost arestat din nou și fără să se dovedească nimic în plus împotriva lui, condamnat la 2 ani de închisoare. Se pare că era o vorbă, dar poate a apărut mai târziu, că pentru nimic ți se dă 3 ani. Dar a murit în închisoare. Și sunt 2 ani, 2 generali care sunt ultimii care familia a mai reușit să obțină cadavrul lor și să îl mormânteze cum trebuie. După aia n-a mai fost niciun cadavru de pușcăriaș politic dat familiei. Am stat lângă bunicul până în, cu pauza cât la prima arestare, până în 48. Și el a murit în 49, când eram deja la clasa întâia. Bunicul celălalt a trăit până în 53. Am stat la început la Academie la bunicul Rosetti, pe urmă cu bunicul Rosetti am stat în casa Sturza, deci cu celălalt bunic, și deci am cunoscut pe amândoi foarte bine. Bunica Rosetti a murit în 14, după nașterea celei mai mici surori a mamei, și bunicul Rosetti nu s-a recăsătorit. A avut 4 copii și n-a vrut să se recăsătorească. Bunica mea Sturza a trăit până în 67, deci am cunoscut-o foarte bine. Bunicul Sturza a început cariera la Constanța ca judecător. Bunicul Rosetti și-a început cariera la Constanța ca ofițer. Bunicul Sturza a avut un moment când un inspector judiciar sau cineva cu o funcție mai mare i-a spus că îi dădea indicații cum să judece în anumit caz. Și el a refuzat. Inspectorul respectiv a cerut sancționarea lui și, mă rog, se pare că i-a prins bine. Că cineva la București a dat seama că are caracter și l-a adus la București pe un post mai mare. Irina Câmpineanu, născută Belu, străbunica, nevasta directorului, de guvernatorului de la Banca Națională, era o femeie foarte activă și foarte... s-a ocupat bine de moșteniri și grație ei mai avem și acum recuperări luate sau neluate încă, mai, care mai luptăm. A înființat o societate de Cruce Roșie
pe vremea aia societatea de Crucea Roșie era numai a bărbaților. Și atunci am înființat și o societate de Crucea Roșie a femeilor, care s-a unit în 1915, când ea era destul de îmbătrânită și n-a mai făcut. Eu am numit-o. Deci a fost Marghiloman, care era la bărbați, a devenit președintele societății mari și ea a fost președintă de onoare. Dar în familie s-a păstrat tradiția de colaborare cu Crucea Roșie. Bunica mea, Sturza, în perioada aia n-a prea avut timp, a făcut copii destul de repede unul după altul, a avut 5 copii, din care eu 3-4. Soră-sa a fost și ea infirmieră voluntară și a fost arestată de nemții, se găsise un pistol în dulapul de haine de la spital undeva. Însă după când au început copiii să crească, bunica mi-a avut o activitate foarte intensă la Crucea Roșie, a ajuns președintă de onoare a Crucii Roșii. Una din mătuși, cea mai tânără din mătușile Sturza, care s-a căsătorit după război, a fost infirmieră voluntară și a fost cu spital pe front în Rusia. A fost și maica mea infirmieră voluntară, dar avea copii, a rămas în țară. Și bunica mea, ca președintă de onoare, nu era numai o funcție onorifică, era o funcție foarte activă, inclusiv inspecții la spitalele Crucii Roșii din Rusia, inclusiv intervenții pe lângă nemți ca să ajute cu la transportul bolnavilor sau la medicamentele. Bunica mea, Roseti, născută Știrbei, de fapt bunicile au fost mai bogate decât bunicii, a avut și ea activitate la Crucea Roșie, dar morind tânără s-a terminat treaba asta. S-a împăcat foarte bine cu bunicul. Bunicul a zis că nu se mai căsătorește și își crește copiii, că are 4 copii. Au fost prieteni părinții noștri, adică se cunoșteau de mici. La generația următoare bunicii erau, fuseseră prieteni și bunicele fuseseră prietene. Și de fapt și eu acum m-am căsătorit, să zic, tot în familie, adică fără nicio rudenie de sânge. M-am spus că una din mătuși era căsătorită pop, deci cu un ardelean, și cu soacră mea era soră cu cumnatul tati. Deci avem veri comuni, dar pe altă parte. Deci între mine și nevastă mea nu e nicio legătură de sânge, dar și noi ne cunoaștem de mici. Tatăl bunicii, cu studii la Paris, a fost un om important, să zicem, o tânără speranță a Partidului Liberal. A fost ministru de mai multe ori. E drept că era la tânăr și atunci îl puneau pe posturi de umplutură ca să... De exemplu, a fost în 78, când, după războiul de independență, când Cogălnicianu și Brătianu s-au dus la Berlin ca să încerce să salveze Basarabia și, mă rog, pentru independența noastră. Cogălnicianu era ministru de externe și Brătianu prim-ministru, dar acum, pe vremea noastră, cred că s-ar fi numit un cineva provizoriu. I-au dat lui Câmpineanu, tip că era tânăr, o numire completă de ministru. Chit că în același timp el, ministru, și
Cogălnicianu doar delegat, el îi dădea raportul lui Cogălnicianu, că era. Și, cum am spus, a fost și ministru și pe alte posturi, a fost primar al Capitalii și guvernator al Băncii Naționale. Și a murit destul de tânăr. El, la rândul lui, a avut 4 copii, 2 băieți și 2 fete, din care copii mai departe n-a avut decât bunica mea. Bunica mea a mai avut un frate, îți povestea bunica mea, un om foarte vesel și răguț, se împăca foarte bine cu el. Erau oarecum decalați un băiat și o fată la, și pe urmă la anumită distanță al doilea băiat și ailaltă fată. Ofițer de cavalerie și pe urmă a cerut să treacă la aviație și deci a obținut brevetul de aviator și a murit ultimul aviator român mort în accident înainte să înceapă războiul 16. Amândoi băieții și-au adăgat la nume și Cantemir. Deci era un Ion și Ștefan Cantemir Câmpineanu sau Câmpineanu Cantemir. Au fost 8 morți aviatori înainte de să înceapă războiul, care sunt trecuți la monumentul aviatorilor pe listă. Cred că o să-l găsiți ca Ce Cantemir pe monument. Nu n-au scris tot numele. Străbunica mea Câmpineanu, văduvă, stătea pe Calea Victoriei, avea casa, lângă Casa Vernescu. Bunicii Sturza, după ce s-au căsătorit, și-au făcut o casă, nu, au cumpărat o casă gata făcută. Și asta, casa avea o istorie interesantă, era făcut de un antreprenor ceh-austriac, mă rog, care, legenda spusă de tata, făcea o casă pe gustul nevestii și, pe urmă, nevestii nu-i plăcea. Deci e casă făcută de antreprenor pentru familia lui, dar care a vândut-o pe urmă foarte repede familiei Sturza. Prima stradă paralelă cu Dorobanciu, chiar în zona asta, adică dacă veniți de la Eminescu, intrați pe prima străduță Broșteanu, e biserica Precupeții Noi și pe colț cu strada Caragea-Vodă e casa asta. Era oarecare înghesuială, adică din cei 4 copii Sturza, 2 rămăseseră cu familia aici, adică tata și cu una din surori. Deci eram 2 copii Sturza, 3 copii Pop. Deci tot timpul băieți cu vârste intercalate, cu o grădină frumoasă, cu o curte cu vecini, mă rog, bineînțeles, ne jucam în toate curțile, săream gardurile. Colțul ăla s-a păstrat, ca să zic așa. Și am stat acolo până m-am căsătorit. Cu excepția unui 2 ani, când am fost plecat, după ce am terminat facultatea, am fost plecat în Ardeal și pe urmă m-am întors, m-am căsătorit și m-am plecat de acasă. Deci și părinții, și fratii meu, și familia Pop, eram împreună. Strada era o stradă numai de locuit. Acum mai sunt niște cărciumi, niște, la capul ăla cred că e și un magazin. Cumpărăturile le făceam la Dorobanți. Piața era sau piața Amzii sau a fost o piață mai mică provizoriu pe Eminescu colț cu Aurelu Laicu. Aici pe colț la Eminescu cu Dorobanți fusese un magazin de la o firmă austriacă, Meinl. A reapărut acum cu marfă pe piață. Te impresionau, mai aveau niște mașini de măcinat cafea în prăvălie, le vedeai acolo.
În orice caz, nu mai era Miner de mult, dar maica mea spunea când ne trimitea la cumpărături, du-te la Miner. Mai era pe colțul chiar la Brușteanu, deci la unde coteai spre noi, era o casă veche cu o băcănie. Amintiri de acolo, în special când am văzut odată un somn imens acolo expus, din care vindea bucăți tranșate. După aia mai era un cizmar, cam, pe care n-avea copii. În schimb, așa mai aveam relații, afară de niște prieteni de familie care stăteau pe Caragea, vorbeam mai încolo, mai ne jucam cu băiatul portarului de la bloculețul de vis-a-vis și cu un coleg de clasă, de clasa întâia, care era în dosul bisericii, era școala și părinții lui erau angajați îngrijitori la școală. Eram student într-o seară târziu, când am venit acasă mai târziu, nu știu de unde, când am văzut o turmă a doi în Piața Romană. În tinerețe mai vedeam olteni cu colibița, care veneau și vindeau zarzavat sau bulgari cu iaurt. Veneau pe străzi, veneau adică cu colibița, cu o chestie de lemn arcuită, de care atârnau două coșuri în care cărau marfa. Eventual puteai să le spui ce să-ți aducă a doua zi sau... Și strigau pe la poartă, așa? Da, da. Urmă au fost și ei alungați și nu știu ce. În orice caz, un oltean își lăsase colibița ultima dată la noi. Și acolo a rămas. Auzeam clopotele de la mitropolie. Nemții în 16-18 au vrut să ducă toate, și-au dus toate clopotele din București la topit, că aveau nevoie de bronz pentru aliaj strategic. Cu excepția clopotului de la mitropolie, care a fost dat jos, dar nu, li s-a explicat că se face revoluție dacă îl iau. A rămas acolo și a fost ridicat înapoi pe un schelet metalic. Deci până în copilăria mea rămăsese pe acel schelet metalic. Se auzea mult mai bine decât acum, când l-au băgat în turnul refăcut. Asta era un aspect. Al doilea aspect, că s-au făcut tot felul de blocuri care maschează. Înainte venea sunetul de la duminica, sunetul de... Nu era numai de la biserica noastră, era și auzeai clopotele de la mitropolie. Bunica mea se lăuda că parohul nostru de atunci a strâns repede bani și a reușit după război în 18-19 să se ducă, nu știu de ce, în Basarabia, dar acolo a găsit o fabrică de clopote și a fost prima biserică care și-a adus un clopot după război. Toată lumea o știe de precupății noi, față de precupeții voi vechi, care e lângă monumentul lui Tudor Vladimirescu, mai încolo pe Eminescu. Și strada Broșteanu, că stătea generalul Broșteanu, eroa primului război, stătea pe stradă, s-a dat numele lui, dar tot se chema precupeții noi. Am început școala acolo, la școala de fete, după care am fost dat afară pe motiv că ai noștri îmi ziceau să nu ne lase să traversăm Dorobanți. Și conducerea școlii a zis, da, dar sunt fete care traversează Dorobanți în sens contrar. Dacă duceți-vă la școala de băieți, care era la Visarion, pe căderea Bastiliei, unde e comisariatul militar acum. Acolo am terminat 4 clase, urmă la Clemența, pe Maria Rosetti cu Dionisie Lupu, era școală de fete, se reînființase și școală de băieți și s-au făcut niște rearondări și am fost mutat acolo. Și pe urmă liceul la Sfântul Sava și pe urmă facultatea la Politehnică. Mixtarea s-a făcut când eram eu în ultima clasă de liceu sau penultima.
Eu n-am fost mixtat. Aia de după mine, adică unul, eu și cu vărul mai mare n-am fost mixtați, vărul următorul și cu fratii mei au fost mixtați. Cu ceva disciplină, cu ceva principii de comportare și cu învățat de limbi străine, adică engleză și franceză. Vorbeați în casă? Nu prea, din păcate nu prea, adică în orice caz ambii părinți știau engleză și franceză și ceva germană. Maica mea engleză mai bine, tata aia franceză mai bine, dar ne-au forțat să învățăm, dar nu se vorbea. Ați învățat cu ei în mod natural așa sau aveți profesori? Și cu ei, dar și cu, de obicei, cu prieteni de familie. Principii de comportare, e drept că și bunicul Sturza era destul de nervos și îi mai sărea țandăra și bunicul Rosetti era sever, dar totuși un principiu de comportare ca să te porți frumos cu toată lumea. Am avut norocul să scap de epurări din facultate, să termin, să intru din primul an și să termin facultatea la timp. Mecanică feroviară, început cariera la regionala Brașov, la depoul Târgu Mureș și până am venit în București și practic toată viața am fost la laboratoarelor căilor ferate, care și-au schimbat numele de 10 ori, dar mă rog, Institutul de Cercetări Feroviare. Pe moda sovietică s-au înființat institute pe specialități. Institutul de Căi Ferate, Institutul de Petrol și Gaze, Institutul de Mine. Mă rog, erau și cu Institutul de Mine și Petrol și Gaze, aveau și în București și minele la Petroșani și Petrol și Gaze la Ploiești. Până la urmă a rămas numai Institutul de la Petroșan pentru mine și Ploieștiul pentru Petrol și Gaze. Căile ferate rămase în București, până la urmă s-au unit cu Politehnica și s-a numit Facultatea de Transporturi, afară de o parte care a trecut la Institutul de Construcții. Cred că fiecare să-și păstreze tradiția și să se o respecte și să, fără să aduce aminte de treburile astea tot timpul sau, da, e, să trăiască ca un om normal.